Echipa de handbal Steaua București are o nouă față în acest sezon și, în ciuda unor mici sincope, se luptă cu șanse mari la un loc de cupe europene. Responsabil de această transformare este tehnicianul Sandu Iacob și staful său, care, printr-o muncă susținută, a reușit să readucă echipa din Ghencea în prim planul handbalului românesc. Antrenorul principal, Sandu Iacob, spune că a pregătit Steaua este un vis devenit realitate. Venit în Ghencea la începutul acestui sezon, Sandu Iacob admite faptul că oamenii din staful său sunt buni camarazi, admiră calitățile echipei și spune că știe cum să readucă Steaua în topul handbalului românesc. Păi, e un vis devenit realitate. E ceva... La momentul în care am primit oferta de a antrena m-am bucurat foarte tare. Cum s au caracterizat colegii din stafful tehnic? Toa sunt oameni, înainte de toate, buni camarazi. Sunt oameni care sunt mereu săritori, sunt profesioniști și sunt oamenii de care am nevoie. Care sunt trei dintre calitățile echipei de handball Steaua București? Dorința de a performa pentru fiecare dintre ei. Dorința de calitățile fizice pe care le au și calitățile sportive sunt iarăși niște lucruri pe care le pot remarca și uh, toleranța de care dau dovadă atâta timp cât uh, suntem provocați în permanență din diferite situații. Ce trebuie stelei pentru a ajunge din nou o forță în handball? Uh, Constanță are nevoie de valoare, are nevoie de victorii ca să devină o forță și automat lucrurile acestea se vor putea obține cu puțină răbdare și în timp. Tehnician secund la Steaua, Tudor Vasile pregătește portarii, răspunde și de treburi administrative ale echipei și oferă sfatul lui Sandu Iacob atunci când acesta le solicită. Fost portar în Ghencea, Tudor Vasile vede Steaua în Liga Campionilor și dezvăluie ce lipsește echipei pentru a redeveni o forță. E greu, într-adevăr, să să construiești, dar cu răbdare se poate face acest lucru și sperăm să obținem rezultatele care să ne mulțumească și în sezonul ăsta și în sezoanele viitoare, pentru că obiectivele unei echipe de nivelul clubului Steaua sunt mărețe, în sensul că ne dorim să jucăm în cupe europene, dacă se poate chiar în Liga Campionilor, pentru că acolo poți să dai măsura valorii și mai puțin în campionat. Ce lipsește stele pentru a deveni din nou o forță în handbal? Coeziunea sufletească. În generația mea, unii dintre noi am fost crescuți în clubul Steaua de Copii. Cred că asta ne lipsește sentimentul de jucător care aparține a acestui brand care este Steaua. Un rol important la echipă l are și preparatorul fizic Guillaume Veta. A sosit la Steaua în urmă cu două sezoane și jumătate și spune că este o onoare să lucreze pentru clubul roșialbastru. Since uh, when do you work at uh, Steaua? I came here two season and a half ago and uh, for me coming from France it's a big honor to be here. How hard it is to manage a group of uh, 20 players? In the gym we try to to work with small groups and here on the handball field The coach who helped me sometimes to make some groups also. we work with the goalkeeper coach. we We manage like this with small groups. What is the most important part of your work? The first uh, most important part is in July and August in the preparation period, uh, when we need to to work a lot to prepare the team for the season. So in July and in January, also when we come back from from Christmas break. Then, every weeks to prepare the games. Masorul Valentin Cucu se află la steaua de 13 ani. Înainte de a lucra pentru echipa de handbal, Valentin s-a aflat în stafful echipelor de rugby și volei ale clubului din Ghencea. De când lucrezi la steaua și cum este să lucrezi pentru un club uh, precum steaua? Lucrez la steaua din 2007, din decembrie. Este foarte bine să lucrezi la steaua. Este o echipă mare, un club mare, cu uh, sportiv bun, de calitate, oameni la fel. Care este cea mai frumoasă parte a meseriei tale? Este atunci când vezi jucătorii că intră pe teren, după perioade de accidentări după și victorii. Când, când vezi, că se câștigă un meci sau așa, știi că e o din tine acolo. Fosta mare gloria handbalului românesc, Vasile Stângă coordonează munca stafului tehnic al echipei Steaua București. Dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 și 1984 și de 10 ori campion național cu Steaua, Vasile Stângă deplânge lipsa unei săli de sport proprii, dar și a galeriei și spune că succesul din derbiul cu Dinamo i-a adus o mare bucurie. Suntem în grafic cu echipa, suntem pe locul 3, obiectivul nostru este calificarea în... O cupă ce lipsește Stelei ca să redevină o forță în hambal? În primul rând, îi lipsește o sală de sport, pentru că avem mare nevoie de public. Publicul, am văzut ce înseamnă pentru o echipă, este al optelea jucător, și s-a văzut la Dinamo, de exemplu, succesul lor în, în Champions League. Cred că ăsta e primul lucru pe care avem nevoie. Și în al doilea rând, bani mai mulți, buget mai mare ca să ne luptăm cu, cu celelalte echipe care sunt în fața noastră. Care este meciul ăsta din această sezon care va a mulțumit? Bine, meciul cu Dinamo, clar. <laughs> Dinamo, după succesele din, din Champions League, ne învins să vă dați seama, a venit la noi aici și meciul a fost așa, mai ales că i-am bătut și în ultima secundă, a fost și mai, și mai plăcută.